Toamna începe așadar cu vreme capricioasă, e alertă de vânt puternic în mai multe județe, inclusiv în capitală. Ne spune mai multe despre aceste avertizări Oana Păduraru, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Bună ziua! Ce date sunt? Bună ziua, bine v-am găsit. În momentul de față suntem deja sub atenționare meteorologică cod galben pentru partea sud-est a țării și mă refer la zona Carpaților de Curbură, la zona litoralului, dar și mare parte din Muntenia și sud-vestul Moldovei. În aceste județe ne așteptăm în continuare la intensificarea vântului cu rafale în general de 55-65 de km pe oră, iar izolat chiar 70 de km pe oră. Iar în orele următoare, astfel de intensificări, dar la corte mai reduse, vor fi și în restul zonelor din partea de sud și de est a țării, dar cu viteze în general de 45-50 de km pe oră. În orele nopții, vântul va slăbi treptat în intensitate după expirarea atenționării în această seară la ora 23 și ne bucurăm până la finalul acestei săptămâni de o vreme în general frumoasă. Probabilitatea de ploaie va fi doar pe arii restrânse în zonele montane pe parcursul după amiezelor, însă vor fi ploi de scurtă durată, posibil însoțite și de descărcări electrice, iar din punct de vedere termic, valorile vor avea tendința să crească ușor în următoarele două zile, astfel că maximele se vor încadra în general între 22 și 29 de grade. Și în zona capitalei vremea va fi frumoasă, însorită pe tot parcursul zilelor următoare. Ne așteptăm la temperaturi de 28-29 de grade și minime termice de 15-16 grade. În zona litoralului vremea rămâne frumoasă în următoarele zile și caldă, cu temperaturi maxime de 27-28 de grade. Minimele rămân în continuare pe litoral cele mai ridicate, 20-21 de grade, iar apa mării se menține în continuare caldă, 24-26 de grade.